Deci cum vede o româncă născută la Târgu Mureș și, ca să zic așa, trăită destul de mult în Argentina, un festival de comedie la București? Mi se pare o idee unică și incredibilă, pentru că n-am mai avut ocazia să particip la un eveniment de acest gen și felicit organizatorii pentru această idee, pentru că cred că este universală, comedia în sine este universală și acest festival ne oferă posibilitatea să se descopere și în România publicul să descopere mai mult comedia și să se știe mai mult despre asta. Dacă ai avea de ales între dramă, comedie și tragedie, ce ai alege să regizezi? Cred că toate trei, nu pot să aleg doar una. Îmi plac toate stilurile. M-am axat mai mult pe documentare, dar cred că îmi plac toate stilurile. Nu aș putea să aleg doar una. Ultima întrebare. În urechea ta, ce sună cel mai bine? Comedia în limba română, în limba spaniolă sau în limba engleză? În limba spaniolă, cu siguranță, sună mult mai comic, din punctul meu de vedere. Dar poate și de aceea, pentru că am locuit mulți ani în Argentina și ei au un simț al umorului și limba în sine, lingvistica și fonetica este diferită și este foarte, foarte comică în sine. Ei sunt comici și când vorbesc. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori că m-au pus să vorbesc în spaniolă și râd. Prietenii mei și colegii mei râd de mine cum vorbesc în spaniolă. Deci cred că în spaniolă. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc frumos!